Palatul Elisabeta își deschide astăzi larg porțile pentru invitați de seamă. Regele Mihai și-a întâmpinat oaspeții pentru că i-a invitat la masă. Pentru că a lipsit din țară la aniversarea celor 92 de ani, majestatea sa vrea să se revanșeze acum. Invitații au sosit deja, printre ei personalități de seamă ale culturii românești. Regele a ajuns și el în urmă cu puțin timp acolo. Vineri, Palatul Elisabeta va fi deschis între orele 10 și 12 pentru toți cei care vor să-i ureze la mulți ani de Sfinții Mihail și Gavril.